Ce mai ții minte din perioada Urziceni? Povestește-ne ceva din perioada Urziceni. Ce-ți vine în cap acum? Ceva inedit, ceva ce oamenii nu știu din culisele unui club care avea să câștige campionatul. Ceva care poate, poate spune multe despre cum s-a ajuns să câștige campionatul acolo. Un patron deosebit. De ce spun deosebit? Singurul patron de Liga 1 la echipele care am jucat, în care niciodată nu a intrat în vestiar sau să vină vreodată la echipă să ne cepe, indiferent de rezultat. Niciodată. Bucșarul n-a făcut asta niciodată. Niciodată. Avea două dorințe sau, pot să spun așa, două pretenții. De Crăciun, imediat când intram în vacanță, să ieșim la o masă împreună. Da. Iar a doua sau a treia zi, după Paște, la fel, să facem o masă împreună. Astea erau singurele lui condiții în care, dar nu am auzit, nu l-am văzut sau niciodată să reproșe. De fapt, nu că mint. A reproșat o singură dată, dacă țin bine minte, la un meci cu Dinamo, terminat 3-2, câștigat de noi la Urziceni, dar Dinamo avea 2-0 la pauză. Așa. A intrat în vestiar și a zis atât un singur lucru. Să vă fie rușine. Eu atât încerc. N-am nicio problemă dacă ne bate Dinamo, dacă ne bate orice echipă să ne bată, dar vreau să văd fotbal. Deci a intrat totuși odată în vestiar. A intrat odată. Și atât a spus. Eu atât am pretenții de la voi să văd că jucați fotbal de plăcere. În momentul ăla toată echipa s-a transformat. Am ieșit pe teren și am câștigat meciul. Dar eu nu l-am auzit pe acest domn odată să vorbească urât sau să înjure sau să reproșeze. Nu. Interesant. Oricum, un personaj controversat. Adică a ieșit din fotbal după aia, echipa s-a prăbușit, a dispărut. Și fotbalul de la Urziceni a fost doar așa o flamă, o cometă. Da, știți foarte bine și la nivel sportiv și la celelalte cluburi, deci a fost un patron deosebit. Deci nu a rămas dator, cel puțin la mine, plecasem la Vaslui, mai aveam două salarii restante. Da. Salarii restante în sensul, știți foarte bine, se plătesc la 30 de zile, datorită problemei financiare. Când faci un acord de transfer, când ai semnat transferul, deci automat ai renunțat la bani. Aveam și prime de luat din campionat, tot, care se plăteau conform graficului, data asta. Și am spus, știți, dar eu, și el mi-a zis la telefon, și memorabil această vorbă care mi-a zis-o, Dănuț, dacă eu cumva rămân dator la tine cu 50 de bani, mă sun și îmi spui doar atâta că sunt nesimțit. Deci am mers nu că pe încredere, nu aveam dubiu că ar fi rău intenționat. Într-adevăr, am fost plătit până la ultimul leuț. Cu toate că eu jucam la altă echipă și putea, conform contractului de transfer, să nu mai am pretenții nici la salarii, nici la prime de joc.